Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Comunii numărul 317 din 2013-2023. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31.10.2023, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința CRAP din data de 11.12.2023, proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică, organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de transport, persoane în area teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTH și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială numărul 1 Cleja din Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 86 din 11.10.2023 cu privire la schimbarea reprezentantului legal în cadrul proiectului amenajare loc de joacă și recreere pentru copii, școala gimnazială Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL 87 din 11.10 cu privire la desemnarea persoanei care să reprezinte OAT Comuna Cleja în relația cu Ministerul Dezvoltării pentru implementarea proiectului creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială numărul 2 și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 88 din 11.10.2023 cu privire la desemnarea persoanei care să reprezinte OAT Comuna Cleja în relația cu Ministerul Dezvoltării pentru implementarea proiectului reabilitare și modernizare dotare școala gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Cleja, dotarea OAT Comuna Cleja cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 89 din 11.10.2023 cu privire la schimbarea reprezentantului legal al Comunei Cleja în cadrul proiectului dotarea cu mobilier, materiale și didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar și a unității conexe din Comuna Cleja și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL 90 din 11.10.2023 cu privire la schimbarea reprezentantului legal în parteneriatul GAL Microregiunea Confluenței Băcăoane și desemnarea unui alt reprezentant legal. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unității de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Cleja a bunurilor imobile, proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Cleja, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei începând cu 1 decembrie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, la 30.09.2023. Proiect de hotărâre privind valorificarea și aprobarea scoaterei din funcțiune, casarea și scoaterea din evidența contabilă a bunului care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunului care aparțin domeniul privat al Comunei și diverse. Toate proiectele au fost inițiate de primarul Comunei. Înainte de a aproba ordinea de zi, am omis să vă spun că prezenți sunt 7 consilieri fizic, iar online participă domnul consilier Gherfi Gabriel. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea, da? 8 voturi pentru. Propunem suplimentarea ordinei de zi cu 4 proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului Bucuria Crăciunului organizat de Școala Gimnazială Cleja. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din 1 decembrie 2023. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2023. Toate cele 4 proiecte au fost inițiate de domnul primar. Supunem la vot ordinea de zi, suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Deci toată lumea, 8 voturi. Domnul președinte, vă rog să preluați. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară Consiliului Local din data de 31.10.2023. Discuții pe... Obiecții nu aveți? Cine este pentru?
împotriva, abține, deci 8. 8 voturi pentru, da? Da, da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor ASECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 11-12-2023. Discuții pe punctul 2. Reprezentantul legal fiind domnul primar, nu? Da. Da. Cine este pentru? Deci 8 voturi pentru, da? 8, da. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesară demarării procedurii licitației publice organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în area teritorială de competență Asociației Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Inițiator primar Petru Iștov. Deci aș vrea să aducem câteva precizări, domnul primar, dacă se poate. Precum știți, Cleja face parte din zona metropolitană. S-a luat inițiativa ca zona metropolitană să ocupe, ca să facă transportul public. Dacă Cleja nu intră, dar pentru că facem parte din zona metropolitană, trebuie să aprobăm și noi, chiar dacă nu. Chiar dacă nu face efectul și în Comuna Cleja. Adică deci noi mergem în practic Comuna... transportul din Comuna Cleja rămâne la contractul ăsta care l-a semnat acum Consiliul Județean. Sigur, cu... da. Da, noi acum aprobăm documentația în vederea delegării gestiunii serviciului, adică documentele de licitații, contract, modelul de contract, strategia, caietul de sarcini, formularele. Ce necesită pentru licitația care urmează să-ți facă ei, dar nu pentru Comuna Cleja. Să înțeleg că toate abonamentele o să rămână tot la fel sau se vor scumpi în funcție de cum doresc ei? O să va, e acolo e problema lor, nu e problema noastră. Știi, sunt mai multe discuții pentru că este și transportul ăsta public care se face, va fi și transportul metropolitan și la un moment dat trebuie scoși ăștia care au licitat, o să rezilieze aceste contracte pentru că nu poți să ai doi transportatori. Pentru că, pur și simplu, nu mai e eficient transportul. Acum o să fie o discuție destul de... Nu mă supăra asta, dar eu cred că e eficient un transport devine atunci când sunt mai mulți care concurează. Păi dacă noi îi scoatem pe unii indirect sau direct, deci, o să fie concurență și ăla care rămâne își face prețurile cum dorește. Dacă sunt mai mulți, prețurile sunt mai mici. O să fie o licitație. Deci, deci sunt dragoste să se cumpere microbuze, autobuze, o să fac, s-a făcut un studiu de piață, o să fac, asta este, deocamdată... E, dar proiectul ăsta cu... Dar mai durează, vă spun. Asta zic, cu zona metropolitană, eu știu că e de durată și cel puțin 4 ani de zile, dacă nu mai mult, va dura numai... Da, deocamdată suntem la faza de început, până se coace acest proiect, mai durează. A, deci, practic, avem șanse ca abonamentele și prețurile să nu crească. Unde nu, noi nu vorbim de comunitatea noastră, de Comuna Cleja. Păi da, aici. Atunci de ce mai e nevoie de votul nostru? Pentru că suntem membri. Suntem membri. Am aderat la Asociația de Dezvoltare. Păi, noi, deci transportul public care se face acum la Cleja nu are de a face cu planul metropolitan. Deci sunt două lucruri diferite. Sunt diferite, dar eu am un principiu, o idee. Din moment ce noi aparținem acolo, da? Trebuie să semnăm, să votăm. Dacă nu, și profităm. Dar zona metropolitană nu înseamnă numai transportul public. Zona metropolitană înseamnă mai multe proiecte. În acest proiect, Cleja nu face parte. Asta vreau să înțeleg. Votez pur și simplu că faci parte. De exemplu, noi suntem la CRAB. Avem 40 de comune care facem parte din aceeași asociație. Nu înseamnă dacă într-o comună se face o lucrare și care aparține CRAB-ului, te întreagă și pe tine, că ești asociat, ești membru asociat al CRAB-ului. Și ADIS-ul la fel și ADIM-ul. Deci dacă în orice, în cadrul ADIM-ului, dacă există un proiect, trebuie să votezi, chiar de nu faci și tu parte. Trebuie. Ok, mai sunt discuții pe punctul 3? Cine este pentru? Deci 8 voturi, da? 8 voturi. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTH
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul creșterii eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială numărul 1 Cleja, din comuna Cleja, județul Bacău. Precum știți, noi am câștigat acest proiect prin programul operațional pentru infrastructură mare. Valoarea proiectului este în jur de 50 de miliarde, dacă putem să știm, 51 de miliarde, din care... De la fondul de mediu 35 de miliarde și la noi 16 miliarde. Da, asta este. Din bugetul local. Deci, practic, reabilitarea școlilor și... Școala numărul 1. Vorbim numai de această școală. Școala numărul 1. Sigur. Deci, ca să se reabiliteze școala, o să fie nevoie de o sumă de 1.100.000 de euro. Așa vine, nu? Probabil. Păi așa vine. 5 da. Miliarde, da. 1 milion de euro, 1 milion și un pic de euro. Da, nu știu, eu după părerea, îmi dau cu părerea. Eu cred că am avea alte chestii mult mai importante să cheltuim 1 milion de euro. Canalizare, apă... Lasă-mă să mă vorbesc. Ești președinte? Dar nu pentru canalizare. Poftim? Dar nu este o grămadă tot. Poate dacă am putea, în momentul ce suntem acum în relații bune cu domnul ministru de la mediu, nu am putea să facem altă mișcare și să folosim bani din scopuri mai importante pentru Cleja, practic. Ca să... Da, ca idee. Ca și concluzie. Da. Dacă ar fi să fie bani într-o pungă, aici și să avem noi punga plină de bani, facem ce vrem cu bani. Dar în momentul când ai aderat la Uniunea Europeană și când s-a da drumul la aceste proiecte, finanțări europene, eu spun, cu banii aceștia poți să faci școli, poți să faci drumuri, poți să faci canalizare, bă. Și se deschid anumite axe de finanțare, pentru care eu am făcut un proiect și am o solicitare. Deci programul operațional pentru infrastructură mare este o axă pe care se poate accesa acest proiect. Nu înseamnă că dacă eu nu accesam, puteam să merg pe canalizare. Avem și bani și pe canalizare. Suntem, s-a scos iarăși încă o dată la licitație, avem și acolo și avem 6 milioane de euro. De nu înseamnă, după aceea, avem, ăsta este programul de infrastructură mare, dar avem și PNRR-ul, programul de reziliență și avem și acolo drumuri prin Anghel Saline, avem și acolo 130 de miliarde, avem pe școala numărul 2, iarăși avem și acolo 30 de miliarde, 40 nu știu că, la Somușca avem și acolo, dar toate școlile au finanțare separată, nu înseamnă că dacă facem noi ce vrem cu banii, nu, noi facem niște proiecte, după care încercăm să le implementăm. Deci asta trebuie să le țineți, iar într-adevăr avem și partea... 3 miliarde 500 de la fondul meu. Păi 3 milioane sau 1 milion de euro, cum ai zis tu, da. Deci, eu vorbesc cu 50 de miliarde însemnând banii vechi, da. Dar v-am spus, ușor, ușor lucrăm pe fiecare axă pe care în momentul când se deschide axă, eu nu fac altceva decât să mă duc să fac bani. Să aduc bani ca să putem să facem aceste lucrări. Că altfel rămânem acolo așa, nu poți să rămâi închilosat că vrei tu canalizare. Așa este, va veni și canalizare, dar toate la timpul lor. Mai am o întrebare, dacă totuși am vorbit de bani. Sigur. Și proiect. Banii pe proiecte achităm din banii noștri sau așteptăm, vin banii și achităm proiectele? Adică de unde plătim? Cine plătește? Ce plătim? De unde plătim acest proiect? Din banii noștri pe urmă? Fiecare, avem un ghid de finanțare și acolo specifică care partea eligibilă, care partea neeligibilă. Sunt anumite, deci anumite segmente. Deci valoarea totală eligibilă e 3.998.298,25 lei, neeligibilă 1.270.721,45. Da, deci asta este. Nu, deci se face la orice, la situații de lucrări, la fază determinată, se fac anumite facturi, se fac comisii, recepții parțiale, după care se face o factură, se trimite la MEDERAF și se ne trimit banii. Adică noi nu avem bani, dar putem, avem și varianta. Mai achităm, încă imediat ne primim banii. Dacă vrem să ajutăm constructorul, există, deci nu este împotriva legii ca tu să plătești din banii tăi dacă ai, după care tu iei banii de altfel de mod.
blochez, nu pot. Sumele sunt foarte mari. Sunt sume mari și ar fi greșit să cheltuim bani pe un proiect și pe o să așteptăm dacă o să dăm bani pe proiect. Încă o dată, nu cheltuim bani până nu se fac situații de lucrări parțiale. Și chiar de tu atins din banii tăi, nu înseamnă că rămâi fără bani. Tu primești imediat banii de la guvern. Da, ca să nu ne blocheze. Sigur, nu ne blochează. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Aprobat. Cine este pentru? Toată lumea, da? 8 voturi. 8 voturi. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 86 din 11-10-2023 cu privire la schimbarea reprezentantului legal al Comunei Cleja în cadrul proiectului amenajare loc de joacă și recreere pentru copii școala gimnazială Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. Dacă tot s-a adus în discuții, domnul primar, de școli, de aceste părculețe, care-i stadiul la ora actuală? Cum ne prezentăm? Noi avem un contract. Sunt într-o fază singură. Trebuia să fie mai avansați, dar acum s-au plătit. Am înțeles că au plătit o parte din bani ca să aducă aceste obiecte vin din Polonia. Au venit un pic, nu știu. S-au întâmplat, ce s-au întâmplat, încă n-au ajuns. Deci, oricum, până în primăvară vor fi. Acum nu e chiar loc de timpul pentru această parte, dar sigur le scoate la cap. S-a achitat o sumă anume pentru acest lucru. Dar noi n-am dat niciun ban. Constructorul, pentru că sigur m-am luat de constructor, de ce nu termină... Deci s-a apucat, dar urmează să vină aceste echipamente, după care se montează și noi oricum n-am dat niciun loc până acum. Am înțeles că la constructor ar fi ajuns o sumă de vreo 25.000 de euro, ceva de genul. Nu a ajuns nimic. Deci, nu a ajuns nimic. Nu trebuia să apuce până nu avea... O să trebuia să lăsat un morma de pământ. Acolo exact cum a făcut Umbrărescu cu autostrada. Știi ce se întâmplă? Tu ai un contract cu executantul de lucrări și pe... Un an de zile mă țin cu mormanul ăla de pământ. Așa este, să știi că... Din păcate, asta e situația și n-am ce face. Mai mult de atât, acolo au greșit. Au greșit și au greșit părinte lor. Pentru au că... greșit ce au făcut de ei acolo. E vorba de vreo câțiva metri care trebuie să ducă în spre școală. O să și nu ceea ce au făcut de ei acolo. Dar acolo trebuie să dea afară și pentru că au trimis... Ce se întâmplă? La ora... Deci, prima dată, primul proiect care a fost făcut așa. Când ne-am dus la E.ON, E.ON-ul la ora... s-au schimbat regulile. În momentul când îți dă un avis, trebuie să ai 12 metri de la linia de 20 de kV. Și avem cele liniile de joasă, care sunt la 0,4 kV. Acolo ai trebuie un metru, iar la 20 ai nevoie de 10 metri. Și E.ON nu ne-a avizat proiectul până n-am schimbat proiectul și am mutat la 13 metri. El a primit un proiect, proiectul la început, cum a fost inițial, și a făcut, dar e pe răspunderea lui, schimbă proiectul, nu-i treaba mea. Adică nu sunt eu de vină, așa că nu plătesc. Deci îl facă cum trebuie. Îl face ca zonul. Nu l-au făcut, dar eu numai bordurile alea și cu... Nu se întâmplă. Iarna asta nu o să fac eu nimic. Nu se întâmplă. Asta e viața, face. Discuții pe punctul 5? Nu fost. Cine este pentru? Domnul viceprimar. Da. E la parcare. Eu zic că văd de cu lume. Da. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 87 din 11-10-2023 cu privire la desemnarea persoanei care reprezintă UAT Comuna Cleja în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru implementarea proiectului Creștere Eficienței Energetice și Gestionarea Inteligentă a Energiei în Școala Gimnazială numărul 2 Cleja, județul Bacău și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. E același lucru, sigur. Și următorul proiect. Da. Și nu putem să le votăm la pachet, nu? Da.
Da. Bine. Bun. Discuții pe marginea punctului 6? Presupun că e același lucru ca și la școala numărul 1. Cine este pentru? 8 voturi. 8 voturi pentru. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 8 de 11-10-2023 cu privire la desemnarea persoanei care reprezintă UAT Comuna Clej în relația cu Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice și de Administrației pentru implementarea proiectului Reabilitare, Modernizare și Dotare Școala Gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Clej, județul Bacău, dotare UAT Comuna Clej, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. Dar aș vrea aici să completez o mică completare. Noi, ca să facem aceste stații de încărcare, am auzit tot felul de zvonuri, că nu ne trebuie, că nu știu ce. Vreau să explic și să lămuresc lucrurile. Acești bani nu sunt din banii comunității. Iar noi, făcând aceste stații, am obținut un punctaj. Și vreau să vă spun că dacă privim în viitor, deci guvernul sau toată lumea privește în viitor, la un moment dat aceste mașini o să înceapă să apară și atunci pleci de la București, tu ai pe GPS unde ai stații, ai la Cleja, ai la Bălcescu, ai unde, și ai ocazia să-ți reîncarci mașina. Deci acum să spunem că nu o să fie eficiente, nu o să fie nevoie de aceste stații, dar ulterior va veni și timpul când aceste stații vor fi folosite. Și aici se vor încărca contra cost? Nu știu, asta nu știu. Sigur că e contra cost, că doar nu... Deci o să plece de la București și o să aibă stație la Cleja sau la Somușca. Eu sunt de acord că este nevoie de aceste stații, că viitorul este curentul electric. Categoric. Problema este că o să fie autostrada și nu o să mai vină nimeni de la București până la Bacău pe drumul de asta. Să covoare la un răcăciune. Da, o să... Deci, încă o dată. Deci, practic, eficiența lor o să fie înseamnă, pentru mașinile din zonă. Dar eu vă spun, nu înseamnă că... În comun. Ascultați-mă un pic. Nu înseamnă că aici, pe DN2, nu va mai fi trafic. Da, pentru că majoritatea localităților toate și deja au început să apară mașini. Da, dar ne vin turiști. Ne vin odemeriști, vin aia. Vin cu mașini electrici. Unde o să caci? Da? O să vină. Indiferent cine vine, dar o să ne cumpărăm și noi mașini electrice. Vrem acolo. Acolo ajungem până în final. De asta. Clar că deci ele sunt ajunge. Utile. Nu degeaba dă guvernul bani. E o chestie pe perspectivă. Și el are mașină electrică. Cine are mașină electrică, funcționează acum. Da. Și am robot de bucătărie electrică. Mai sunt discuții pe domnul? Bun, punem la vot. Cine este pentru? Domnul viceprimar. Domnul vice. E cu noi. Da, o arătat. Deci 8 voturi pentru, da? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 89 din 11-10-2023 cu privire la schimbarea reprezentantului legal al Comunei Cleja în cadrul proiectului dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și unităților conexe din Comuna Cleja, județul Bacău și desemnarea unui alt reprezentant legal al proiectului. Aici e vorba de tabele interactive și tot ce da, pentru școli, nu? Bănci și dulapuri, vestiare, fiecare copil, de exemplu, nu mai merge cu ghiozdanul acasă. El lasă în vestiar, pentru fiecare va avea dulapurul lui. Și nu mai umblă cu... Deci o să fie o chestie modernă, frumoasă, utilă, o să ne învățăm și noi cu... Asta se vor pune în practică. Cât valoare are acest proiect? Cum? Cam când crezi că va deveni real acest proiect? Sau cât de curând? Cât de curând? În ce fază suntem? Dar proiectul este aprobat? Nu știu dacă mai prinsul că șansele nu mai ești reprezentat aici. Nu credea, o să merg la câte două sunt dacă mai așa lucruri. Da, deci... Bun. Supun la vot punctul 8. Cine este pentru? Domnul viceprimar. Spune viceprimarul de acolo. Paola? Da, o ridică la mână. Am văzut eu. Ești da. Un loc pentru.
să mă opresc. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local numărul 90 din 11.10.2023 cu privire la schimbarea reprezentantului legal al în parteneriatul GAL, microregiunea Confluențe Bacău și desemnarea unui alt reprezentant legal. Domn primar, aici am o întrebare. A fost vorba cu ceva timp în urmă, cred că jumătate de an sau ceva de genul ăsta, că am putea accesa un proiect pe microregiunea GAL. Ce s-a mai întâmplat? Păi noi am accesat, facem parte la școală. Care este în curs. Adică avem aprobare, avem proiectul depus, avem consultanță, avem tot, deci se rezolvă și finanțarea asigurată tot. Da? Se rezolvă. Acolo s-a ajuns în stadiu de licitație să găsim constructor sau încă... Avem tot ce trebuie. Bun, perfect. Bun, supunem la vot punctul 9. Cine este pentru? 8 voturi. Aici, dacă... Da. Ungarul... noua sesiune de finanțare, am fost la ședință și banii care vin, vin numai pe proiecte de astea, de asociații pentru protecția nu știu care, pentru, și localități city, de astea, înțelegi, adică modernizări, dar nu ceva palpabil pentru noi, nu știu dacă... Păi poate facem o asociație pentru mediu. Pentru că avem groapa aia de vorba bine, din capătul, pentru care tot am primit amenințări și amenzi de la gara de mediu. Poate putem să o reecologizăm acolo, nu știu, să aducem 20 de basculante de pământ, să aruncăm, se vede foarte urât acolo. E... Se rezolvă. Dar n-ai aprobat să facem acolo de astea de betoane? Păi da, 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 înainte trebuie pus niște pământ, da, frumos, deci nu, tu n-ai fost acolo, acum nu mai este așa, s-o așezat, l-am pus să am plantat sarcâme acolo. Deci, fost, se, da. Ai fost, nu știu când ai fost. O văd la Gheorghe. Nu, dar știți cum... Da, 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 da. Supun la vot punctul 9. Cine este pentru? Da, am supus. N-am supus. Ah, ba da. Ba da, da. Da, da. Da, 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 corect, completat. Da. Da. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unităților de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Cleja a bunurilor imobile, proprietate publică a unității administrative teritoriale în care își desfășoară activitatea. Este vorba de... De grădinița numărul 1 și grădinița numărul 2. În momentul când începem o lucrare, primăria preia, tot prin hotărâre de consiliu, preia această construcție că n-ai voie să faci investiții pe clădirea altcuiva. Și atunci am preluat, am făcut reparațiile, investițiile care trebuie și acum le dăm școlii înapoi spre administrare. Da. Practic asta este. Discuții pe ei. Da. Supun la vot punctul 10. Cine este pentru? 8. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Cleja, județul Bacău, precum și aprobarea statutului de funcții și a organigramei începând cu 1 decembrie 2023. Legea 296 prevede că trebuie să reducem 10% din posturile existente în cadrul primăriei, precum și trebuie să dispară șefii de birou. Ne-am conformat, au dispărut, am avut două posturi pe audit, am mai avut un care l-am desființat. Relații cu publicul? Relații cu publicul și consilierul primar, personal. La numărul nostru trebuiau 4 posturi să dispară. Eu am aici o întrebare, domn primar, s-o tot o vehicula pe Facebook tot felul de chestii. Desfințarea postului însemna dat-o afară unei persoane? Nu, nu. Îi dai o altă funcție. O altă funcție. Mulțumesc. Ne puteți spune care sunt schimbările de funcții, de unde și pe unde? Dacă se poate. La ce pe cine scoate din funcții și unde pune? Am avut un post la CAN, de parte la, la fonduri europene de proiectare. Și a preluat aceea. Vă referiți la șeful de birou? Da. Șeful de birou era un post vacant pe compartimentul dezvoltare locală, consilier superior și a trecut pe postul respectiv.
Și salarizarea rămâne la fel? Nu, salarizarea conform postului care are. Confundează. Da. Să menționăm aici că la fonduri europene se poate accesa un procent, deci e posibil să câștigi mai mult dacă faci mai multă treabă. Nu. Nu. Nu? Deci, acolo este și cu aprobarea primarului, sigur, dar legea prevede nu poți, nu dai bani cât vrei tu. Iar vine cu o fișă în care spune am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta. Exact asta am zis, dacă și face din ce mai, din ce mai mult. De numărul în funcție de numărul de ore prestate. Poate, de numărul de ore prestate. Dar de obicei există niște limite, poate și nu. Da. Să supărăm o votă. Supărăm la vot punctul 11. Cine este pentru? Domnul viceprimar. Toată lumea? Da. Deci 8 voturi, da? 8 voturi. 1 cu 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctului de execuție a bugetului comunei Cleju, județul Bacău, la 30 anul 2023. V-am mai explicat, mare, cum să vă spun, foarte multe proiecte n-am avut ca să plătim, sunt fiind, pentru că suntem foarte mult în faza de proiectare, majoritatea în faza de licitație, dar dacă vreți să citim acolo și am citit de la comisie. La comisie, nu avem. Foarte mult. E posibil ca anul viitor să fim fruntași la... O să vedeți că eu știu unde suntem și vom fi fruntași la multe proiecte vom avea. Și aici aș vrea totuși să precizez și pentru toată lumea, pentru cei care gândesc că trebuiau lucrurile să meargă mai repede. În momentul când începe un exercițiu financiar, normal începe pe 4 ani. De când a intrat la guvernare, guvernul își propune, zice, domnule, vrem să facem în 4 ani, să facem investiții multe. Și începe. Proiecte spre fonduri europene, adică spre Uniunea Europeană să-ți dea bani. După ce ți-au dat bani, după aceea începi tu să faci, începi aceste axe de finanțare. Începi să faci proiectul, să faci cele necesare desfășurări și implementării acestui proiect. Și uite că ți-a 3 ani de zile, doar știți, pentru un proiect face câte 20-30 de hotărâri ca să ajungi la final, ca să putem face aceste proiecte. Și eu cred că totuși până la următoarele alegeri vor fi toate proiectele implementate. Mai aveți o perioadă de stopaj? N-am avut, n-au fost stopaje, dopaje, cum spuneți voi, nu au fost. Ele merg într-un ritm mai greu, pentru că toți trebuie cu aprobarea, de exemplu, te duci la orice, trebuie să trimiți la București toate aprobările astea și trebuie să-ți verifice. Trebuie să ai consultant, vezi că-ți trimite înapoi, mai trebuie o virgulă, mai trebuie. Indiferent, nu putem fi atât de specialiști încât să spui că totul e perfect. Dacă îmi permiteți, ziceați că în 4 ani de zile nu este timp suficient ca să implementăm aceste proiecte și să facem treabă. Da. Să nu fie cu supărare, dar la noi nu-i 4 ani și aproape 8 ani. Deci proiectele care le-am început acum 7 ani în urmă, nu trebuia să mergem înainte fără. Deci, practic se întrerupe la 4 ani și o luăm de la început. Nu, haideți să vă spun. Tu te duci cu fiecare proiect în parte, încerci să mergi și să obții bani. S-ar putea la unele proiecte n-am obținut bani. Și atunci mergi la, când se deschide o nouă linie de finanțare, te duci și acolo așa. Înțelegi? Deci, că au fost și în mandatul trecut, știți că au fost, trebuia să facem niște proiecte. Și la un moment dat s-au dus, n-am intrat, au venit alte linii de finanțare. Tu tot timpul încerci, tot timpul, dacă nu încerci, nu câștigi. Exact ca Carol Zămpli. Nu e singur. De exemplu, să vă spun, acum s-au deschis 2 axe de finanțare. Unul pe AFIR, adică 2 axe de finanțare pe AFIR. Azi am fost de dimineață, am fost pe drumuri și vreau să, pentru asfaltare odată, pentru drumuri agricole și am zis așa, să asfaltez drumul care pleacă de aici, de pe Berța, de aici, din direcția primăriei și coboară în drumul european. Vreau să asfaltez. Vreau să asfaltez pentru că ne dă în jur de 400 de euro pe, sau 4, nu știu,
o susă. Deci eu pot să fac în jur de 4 km de drum. Cu, așa. Și am luat drumul ăla, am luat drumul de la strada din la biserică de aici, de la Somușca, ce stradă e acolo? De la așa și mergem până la drumul clopo, județean, la clopotelor sus, mergem și mergem în drumul județean. De la Antel. Și am mai fost, am rămas cu mașina în Podmolita, am fost de la cimitir și să ies pe Cigașule, să ies la drumul Cigașului. Adică astea drumurile care am făcut. Iar drumurile comunale, numai o secundă, drumurile comunale pot să fac 2 km și ceva de drum comunal. Am luat drumul ăsta care merge înspre piscină, dar nu mă duc decât până la calea ferată, pentru că, cum știți, deja și calea ferată se mută mai la vale unde este, unde, lângă autostradă. Deci, se schimbă, acum când se începe reparația la căile ferate, se mută calea ferată. Și merg până acolo. După aceea vreau să fac trebuie să fie intravilan. Drumul care este la cimitirul de la Valea Mică, bucățica aia de drum până la cimitir, dar nu mă pot duce până în deal pentru că trebuie să fie intravilan și intravilanul se oprește undeva până la cimitir pe acolo așa. Fac chestia, iar m-am gândit și mă tot gândesc de unde, că trebuie și pe bază de punctaj. Adică dacă nu faci punctaj, nu este eligibil, nu înțeleg, trebuie să ai 90 de puncte, 100 de puncte, ca să ai. Și atunci el spune așa, trebuie să ai cimitir, să te duci la o biserică, să te duci la o școală, să te duci la... Înțeleg, aici câștigi punctaje, trebuie să găsești așa. Și aș vrea să repar drumul ăsta care îl avem noi spre Alexandrina și să băgăm la asfaltare drumul ăsta de la pod până în capăt. De să văd dacă reușesc să prind eligibil. M-am gândit și adică puteam să facem inclusiv drumul ăsta de la șosea, dar acolo urmează canalizare, urmează, încă nu putem, unde era Andrei acolo așa. Acolo o să mai stăm un pic. Nu, de eu chiar ziceam. Și da. Ziceam că am putea să facem, să umblăm un pic la planul urbanistic general, să introducem în intravilan zona aia de la terenul de sport, de la, până la Valea Mică. Acolo s-ar putea face un cartier și cred că... Unde terenul de sport? De la terenul de sport, treceți podul. Podul ăla care așa, e... Și acolo până la Valea Mică, până la cimitir, chiar acolo este drumul. Ăla ar putea fi făcut un drum și acolo ar putea intra în intravilan și ar fi o zonă unde s-ar putea face case liniștite. Știu, dar trebuie să fie celele. Avem probleme acolo și știți că am vrut să facem pugul. Noi suntem blocați cu pugul la ora actuală pentru că avem ferma asta de porci și avem interzicerea de a construi pe rază de 500 de metri. 500 de metri vine până sus la școală. Și m-am oprit pentru că dacă eu vine prin odată pugul aprobat și după aceea nu mai pot construi, oamenii sar în cap. După aceea, am probleme cu drumul de la Europeană, pentru că drumul ăla trebuie să fac acolo un drum colector. Pe dreapta, știți? Da. În schimb, toată lumea și-a făcut gardurile mai înspre șosea. Deci, nu ajunge drumul, ar trebui să dărăm din garduri. Sunt puține garduri acolo, s-au făcut măsurători. Știu, am făcut... 12-13 metri suntem de la margine. Suntem la limită. Sunt 12-13 metri de la margine. Deci aici, și mai avem un sit arheologic, oricum mergem în continuare, dar o să fie probleme cu iscipul ăsta nostru. Păi și ce putem face? Nu știu, o să mai fac o expertiză la un moment dat. Deci am avut interdicția pentru un kilometru. N-ai verază de un kilometru, un kilometru însemna la Ciușmea, la noi aici, așa. Până acolo nu puteai să construiești. Îți lua jumătate de comună. Am făcut o expertiză cu o firmă din Cluj. Ăștia au spus, au coborât la 500. Acum o să fac o altă expertiză să coboare la 100 de metri. N-ai ce să fac. Dar să vedem dacă o să se poată. Mergem înainte. Și cu Creco a fost făcut înainte, după ce s-a înființat comuna. Aici, acolo sunt investiții, acolo sunt investiții de miliarde. Comuna Cleza e aia europene. Da, domnul primar, sunt investiții de miliarde, dar dacă luăm fiecare gospodărie în parte, s-ar putea să fie mai multe investiții la noi decât la ei. Nu ține de noi. Da, dacă se pune problema așa, adică de asta zic. Dar noi plus, n-avem puterea asta. Plus că sunt firmele astea care sunt chiar acolo lângă ei. Sunt există o lege că firmele care sunt dinainte de Revoluție își au alt regim juridic. Au trecut 30 de ani, de acum... N-ai ce faci. Nu mai putem. Da, în fine. Hai să votăm 12. Da. Cine este pentru? Pentru.
Proiect de hotărâre privind valorificarea și aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și scoaterea din evidența contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Cleja, județul Bacău. Aici avem tot felul de calculatoare, imprimante, chestii de astea. Nefuncționale, nu? Nefuncționale, care ies din urmă și trebuie cumva casate, ca să le scoți din patrimoniu. Pot să pun și o întrebare? Da. Dacă totuși am ajuns la faza de casare, eu am fost la bibliotecă săptămâna trecută să iau o carte. Da. Nu am reușit. Am intrat în lucru și am cerut, domnule, vreau și o carte de tipul ăsta. Și a zis că luați de acolo. Păi sunt cărți acolo care sunt de 50-60 de ani, care sunt foarte vechi. Sunt cărți de alea ceaușiste care nu și-au rolul, rafturile sunt pline. Și am întrebat-o, dar de ce nu face ordine ca eu? Nu mă refer la mine. O persoană care vine să ia o carte, să poată să ia o carte, practic. Și aici după aia am cerut rafturi să mă duc până sus, nu mi s-o dat. M-am dus la primărie și ea zice că a făcut sesizare pentru aceste rafturi. Am vorbit la primărie, am vorbit cu doamna care este la achiziții și acolo nu apare că s-ar fi făcut cerere din partea doamnei care e la bibliotecă pentru aceste rafturi. Bine, asta e altă discuție. Problema este, nu am putea să casăm cărțile care nu sunt bune, sunt învechite, sunt pur și simplu unele anime. Să lăsăm măcar niște cărți care sunt mai de valoare, mai căutate și să ne putem folosi. În momentul când... Cărțile la rândul lor o să fie mai scumpe. Da, dar să le pună în pod undeva și când o să se caute, când devine comunismul. În momentul când vine cineva cu o cerere la noi, noi căutăm necesitatea și oportunitatea acestei cereri. Tu nu poți. Mă apuc acum să fac rafturi, dar trebuie să justifici de ce vrei rafturi. Ca să le poată în Sunt foarte multe cărți care, dar nici nu știe câte cărți are, nu știe, nu știe nimic, nu are un inventar, nu are o... Dar nu știu, dar în afară de dumneavoastră, nu știu dacă o mai vine cineva vreodată să am promut de cărți în ultimul... În ultimii 10-20 de ani, ca să spun așa. Deci... Dar nu este corect, avem cărți și mă duc să dau... Păi de ce n-ai întrebat? Sunt de acord. Stai așa. Uite, dacă, nu, dacă mergi și faci o ordine, să vezi că cărțile toate sunt. Dar sunt inventariate cărțile alea. Are un opis unde se găsește. Aici ai Vasile Alexandre, ce Eminescu, aici ai Caragiale, are. N-are nimic. Nu poți să iau câteva mii de cărți la mână. Păi nu trebuie să le dai, ea este bibliotecarul, trebuie să întreb, doamnă, eu vreau pe, să citesc nu știu de beletristică, vreau de nu știu ce, dar știe ceva? Păi doamnă, dumneavoastră ca instituție, ca angajator, trebuie să luați măsuri, să o puneți să... Am luat măsuri. Acum 2 ani nu erai cu... Păi tu rafturi. Nu, nu luăm așa. Nu luăm așa. Este vorba de... Este o bibliotecă care tot să funcționeze. Și ca să funcționeze, cumva să vezi o bibliotecă. Din păcate, avem un bibliotecar care nu e bibliotecar. Și, din păcate, am impresia, nu știu, hardul mi se pare, are niște probleme la hard, acolo. Dar, că nu e... La calculatorul din... La calculatorul ăsta de acolo, așa că nu poate să le gestioneze toate cărțile acolo, înțelegi? Nu poate, nu reușește. Dom'le, să faci un inventar la cărților, nu trebuie să știi ce e aia, dar nu se știe. E greu, asta vreau să spun, acolo e multă... Doamna mi-a zis în felul următor, dacă aș avea spațiu, m-aș ocupa și aș face. Haide să găsim o variantă, să-i dăm niște rafturi, să găsim un spațiu, să vedem dacă o să facă. Dacă ar exista bunăvoință în locul care este și ar face așa pe... Sunt pe două rânduri, rafturile sunt atât, m-am uitat jos și două rânduri de cărți. Noi le-am încasate. Sunt multe cărți care trebuie casate. Luate la mână, uite, ce nu mai este de valoare, deci, în momentul, de aici trebuie să pornim, să solicităm la biblioteca județeană, ne trimite o comisie și casăm niște cărți. Asta de ce am gândit, este vorba de casări, să rezolvăm și problema, să rămână 500 de cărți, dar să fie bune, degeaba avem. Dar trebuie să știe, mă, unde e, trebuie să știe și despre ce e vorba. E bibliotecară. Nu e bibliotecară? Doamna, zice că știe, n-are spațiu atât. Și dacă noi casăm cărțile care sunt în drum și găsim și niște rafturi acolo, vă spun eu că nu știe nimic. Vă spun eu că nu știe nimic. Da, vă tot. Doamna, vă punct 13. Cine este pentru? Copilul. Pentru, da.
punctul 14. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Clej, Județul Bacău. Vorba de actualizare, atestăm tot inventarul domeniului public. În ședința anterioară știți că am aprobat niște rapoarte de evaluare pentru niște terenuri care fac parte din domeniul privat. Acum atestăm tot domeniul. Ok. Întrebări, domnilor? Da. Supunem la vot punctul 14. Cine este pentru? 8 pentru. Diverse documentare. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea proiectului Bucuria Crăciunului, organizat de Școala Gimnazială Cleja. Aici, domnul primar. În fiecare an am aprobat o sumă asta de 15.000 de lei. Școala a avut bani, adică din la începutul anului am prins în buget, dar trebuia să aprobăm cu ce simplu sumă necesară. Bun. Suprim la vot punctul 1. Cine este pentru? 8 pentru. Domnul viceprimar? Da, da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna decembrie 2023. Aici faceți propuneri, vă rog, liderii de grup. Cine propune? Domnul Andrei, liderul nostru de grup. Îl propun pe domnul Joca. Te propun eu, uite, te las. Deci, domnul... Dar ce zici? Nu, eu notez propunerea. Este cel mai grizonat, cel mai aproape de domnul Crăciun. Joca. Cel mai aproape de voi. Mai sunt alte propuneri? Pe domnul Andrei. Propun eu. Da. Nu joc la domnul Andrei. Acum să vedem cum votează grame. Joca. Mai sunt propuneri, domnilor? Mai aveți alte propuneri? Bun. Luăm prima propunere, adică domnul Laslau propune pe domnul Joga. Cine este pentru? Cine este pentru? Deci, una, două, domnul Gabi trei, a votat. Cinci. Ui, nu ridicam. Da, a ridicat. Nu mai are deci, pic a doua propunere. Tot categorie. Deci domnul Joca... Domnul Joca, da? Nu ești atent deloc. Cum mă trolim? Așa, mai avem două proiecte. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, Județul Bacău. Da, ați supus proiectul de hotărâre în sine cu alegerea președintelui? Da. Deci l-am ales cu domnul Joca? Da. Supunem la vot proiectul cu... Numărul 2, cu președinte de ședință. Cine este pentru? 8 pentru. Deci 8 voturi pentru. Punctul 3, care l-am început deja. Inventarul. Actualizare. Aveți întrebări? Întrebări la punctul 3? Mai repetat. Da, sigur că da. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, Județul Bacău. Dar de ce explicați? Cum știu pe ce? Păi am discutat în ședința de comisie că este vorba de strada Unirii și strada Stejarului. Da. Mai sunt întrebări? Da. Cine este pentru? Domnul viceprimar. O Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2023. Avem centrala de la Somușca, de la grădiniță care este stricată și trebuie să acționăm o cealaltă centrală, înseamnă cam 17.000, avem o ofertă nouă. Aici 17.000 înseamnă montajul, înseamnă tot ce trebuie parte de... Centrală de metal, nu? De gaz, da, sigur că da. Și mai avem 8.000 de lei pentru antiderapantă în situația în care vine vremea... Practic, banii te alocăm în buget, peste 8.000 de lei și folosim doar la nevoie, nu? Numai la nevoie, sigur că da. Da, adică nu achiziționăm pe acum și să ne trezim că... Da, noi deja avem... Dar practic acum un stoc există, nu? Avem, sigur, am cumpărat, nu știu, vreo 2-3 mașini, parcă avem.
Doar dacă vremea e bună. Dar vremea nu ține cu noi. Utilajele funcționează. Sigur, toată. Ne-i aprinsă. Da. Aș vrea să, tot dacă suntem la antiderapant, să precizăm dacă, nu, dacă șoferul de pe camion va rămâne medical, am înțeles că avem un locuitor de camion. Avem totdeauna, toate mașinile au șofer, la ora actuală. Deci, Antonică, ca să spună, care e pe tractor, el are toate gradele, trece pe camion. Autocamion, iar pe tractor va trece Ionică Roca. Și atunci am rezolvat cotarul pe Buldo, deci nu se pune problema. Și mai avem o variantă, avem și cu domnul Vice, că el spunea că dacă creapă măseaua, într-o noapte se mai suie și el. Și are și el toate gradele. Nu e o problemă. Adică eu sunt inclusiv băiatul ăsta care e pe microbuz, la nevoie apelăm și la el. Deci variante sunt, nu se pune problema ca comuna să nu fie dezăvezită. Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspuns. Să supun la loc punctul 4. Cine este pentru? Deci, 7 voturi pentru că domnul Vici s-a întrerupt. S-a întrerupt. Da. Trecem la diverse. Aveți întrebări, domnilor? Da, am discutat. Am discutat în comisie. Am discutat în toate. Eu mă bucur, pe urmă, domnul Pavel s-a abținut, pe urmă de 8, eu votam pe toate, dar nu votam, eu mă bucur, dar discutăm totdeauna. Aveam nevoie de niște detalii, de aceste proiecte. Mă pot să votez pur și simplu, pot închiși. Face parte de la votul, mulțumesc frumos. A, nu am votat, dacă sunt discuții particulare, hai să închidem ședința și... Închidem ședința. Pe diverse, da? Da, închidem contul, da. Ședința o declară închisă. Mulțumesc pentru participare.